Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la un nou clip de mâncare. De ce te uiți așa la mine? Că mi-e foame. Bun, astăzi am comandat din nou de la Dopamine Experiment cel mai bun burger din Cluj, unde vă recomand cu căldură, dacă sunteți clujeni, să comandați de la Dopamine Experiment sau dacă sunteți în trecere și treceți prin Cluj sau treceți prin apropierea Clujului, vă recomand această burgerie, deoarece coaia este cea mai bună. Ești de bun. Hai să vă prezint astăzi un dublu cheeseburger cu cartofi parmezan, mă băieți, să vedeți cât de mare, delicios, gustos, suculent poate să fie, frate. Și uite sosul cum ne l-a adus. Și haideți să vă arăt cum ne-a adus și sosul. Bun. Forță. Înainte să începem acest clip, follow la Instagram pe Cosmin Elsen, follow la Instagram, follow pe Instagram la Cosmin Elsen, cred că era mai bine asta, un follow pe TikTok la Cosmin Elsen și haideți să vedem dacă strângem 1000 de like-uri, băieți. Am decis în acest clip mai mult să filmez sandwich-ul și chestiile decât să mă filmez pe mine. Așa am considerat eu de bună cuvință că trebuie să fac eu clipul ăsta ca să fiți mai aproape de burger, înțelegi? Trebuie să mai iau o gură de whisky. Ce? Desfaci odată. Da. Cele două sosuri. Poftim. Bă! Am zis unul picant și unul așa. Uite, scrie Cosmin. Uite, asta e pentru... Și ăsta e al tău. Deci, l-a dat cu dedicație. Ești de bun. Și cartofi parmezan. Ia să vedem. Sper că are parmezan. O, are. Bun. Deci, cartofii ăștia, eu v-am mai povestit vouă o chestie. V-am povestit că la orice burgerie care noi am comandat, și știi foarte bine tu treaba asta, da, cartofii, de umplutură. Cartofii sunt de umplutură. Ei bine, în cazul Dopamine Experiment, chiar nu e de umplutură. Bun. Mamă, cât e. Ce? Cutie burgerul ăsta. Bun. E imens. Trebuie să arăt. E imens. Arată-l. Arată-l. Cașcavalul ăsta cât e aici. Fă și tu o poză la semișor și mi-o primiți ca să punem și noi pe Instagram. Că merită, chiar merită. Uite acolo frumos. Ha? Mai frumos de atât, nu știu, uite până așa. Aia zic. Aia zic. Da, da. Uite cu sosurile, cu tot. Aia zic. Aia zic. Ia. Hai, dă-i. Perfect. Haide. Aia zic, băi, stați așa un pic, bărbă. Aia. Ia asta, mamă. Îmi place castravetele, dă nicio culoare cu aia. Dă nicio culoare, nu-mi place. De fiecare dată uiți. Ce? De fiecare dată uiți. Da. Da. Nu-mi plac castraveții. Chiar nu-mi plac. Bun. Sosul meu unde e? Să mă bată. Mai cu tot cu hârtie. No. Fără hârtie, mai Caterinca. Uite așa să iau și sosul. Aia zic. Și acum să purcedem cum ar veni. Așa, mă. Bun. Luăm o gură de asta.
Parmezanul este numărul 1, frate. Așa de mișto ți se topește în gură. Cartofii ăștia ar fi buni chiar și fără parmezan, știi ce zic? Mhm. Da. Greu să îi bată cineva la capitolul burger. E greu cu ăștia de la dopamin. Deci, practic, au cei mai diferiți burgeri. Foarte diferit. Ți-am zis că pune și pâine. Are ea ceva ei. Știi ce zic? Băieți, ia să nu ziceți și mie, voi ce mâncați sau ce faceți în acest moment? Ce zici că mănâncă ăștia acum? Un burger? Să dea felul mănâncă, după ce se uită la clip o să mănânce. Zici? Crezi tu că aceste clipuri fac poftă de mâncare? 100%. Da? Tu te-ai uitat la un clip de mâncare? Mă uit. Da? Te-ai uitat pe bune la clipuri de astea cu mâncare? La vlogări, mă refer. A bucătar, nu. Vă fi și vlogări, da. Vlogger bucătari. De acum mulți bucătari din ăștia cunoscuți și-au făcut YouTube. Canal de YouTube, nu? Păi vezi că e o lansare șmecheră. Te duci la Masterchef, la șef la cuțite sau la astea, îl câștigi, după aia să faci un canal de YouTube. Păi, parcă altfel ai startul. Și un restaurant de desfăcut toate astea. Nu ca Cosmin Ersen. Își cumpăr o placă video, hai să mă apuc și eu de YouTube și nu mă știe nimeni. Adică e o diferență. Nu? Deci mie mi-ar trebui jumate de semn să mă satur. Păi de-aia deja sunt cam sătul. Nu mai zic că la triplu, dacă n-ai mâncat săptămână. Nu, e dublu ăsta. Știu, dar zic că la triplu, nici tu nu poți să mănânci. Deci trebuie să fii flământ de săptămână. Se... Băieți, voi realizați că este triplu cheeseburger. Abia să vă bată tata. Abia țință în gura. Ăla triplu? Da. Știi că am mâncat un triplu odată, nu? Mm-hmm. Primul clip care l-am făcut la ei. După aia n-ai mai mâncat tiplu. După aia n-ai mai mâncat tiplu. No. Da. Da, mă, băieți, deci. Prima și prima dată când m-am dus la băieții ăștia, am mâncat un triplu. Clipul ăla cu barbu. Când am fost și am mâncat acolo. Am mâncat triplu.
A fost prima și ultima oară când am comandat triplu, pentru că efectiv e too much coaie. Adică, nu știu. Care considerați că puteți să mâncați un triplu de ăla? Da, mă. Bă, care vă duceți acolo, ia să faceți o poză, mă, că v-ați comandat triplu. Să vă și mi-o trimite și mie poza. Și cum ar fi să-mi trimite cineva poză că și-a comandat triplu de acolo? Dacă le-ai zis, o să-și facă poză. Nu cred că v-ai listat. Ce zici? Va fi cineva. Bă, de ce nu? Sunt și câțiva din curs care te urmăresc. Da. Și crezi că se va întâmpla? Să fac o poză cu un triplu, va exista? Să tăguiască. Hai să vedem. Da, mă, să mă tăguiască. Știi? Să pună la story să mă tăguiască. Da, mă, băieți, ia să vedem. Ha, mă, că până la urmă am două guri și l-am dat gata. Eu mă chinui un pic. Ha? Eu mă chinui un pic. Ha, da. Și tu. E grele, mă, cu ăștia. Gata, mă dau bătut. Nu mai intră. Uai. M-a spart. Sau ia, mă, poate mai intră. Iau carnea. Ce dau varză asta așa. Mai zic. Iau. Bă, băieți, am reușit să-l dau gata. O realizare. Bun. Cam asta a fost clipul, băieți. Vă pupă fratele vostru. Haideți să vedem dacă reușim să adunăm și noi 1000 de like-uri la acest clip. Vă pupă fratele vostru.